Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Învățământul ar trebui să fie prioritar, așa, începând de la cel mai înalt nivel până la cel mai mic, și aici mă refer inclusiv la societate, la fiecare dintre noi, care putem contribui până la urmă pentru ca un elev care poate nu are cele mai bune condiții de trai acasă să ajungă la școală, să studieze și să aibă o șansă mai bună până la urmă în viață. Bineînțeles, și instituțiile statului trebuie să se implice, poate și mai mult decât o fac acum, pentru ca abandonul școlar să fie eliminat așa încet, încet, pentru ca mare parte dintre copiii care sunt vulnerabili să aibă această șansă de a studia și de a avea până la urmă și o carieră la un moment dat într-un anumit domeniu de activitate pe care să-l înțeleagă și să-și-l dorească, bineînțeles. Sunt premiați cei care ajung să aibă performanță în învățământul românesc, lucru care s-a întâmplat și în județul Hunedoara, recent. La Cotroceni au fost, cred că, peste 100 de instituții de învățământ din întreaga țară care au fost premiate, au fost recompensate pentru activitatea pe care o desfășoară în unitățile de învățământ pe care le reprezintă, asta și datorită dascălilor, dar și datorită elevilor meritoși. Discutăm astăzi despre Colegiul Național de Ceval, care a fost premiat, a fost recompensat, iată, cu Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de comandor de către însuși președintele țării. Pentru a dezvolta acest subiect, l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul profesor Florin Ilieș, directorul Colegiului Național de Ceval din Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație. Felicitări în primul și în primul rând, pentru că, iată, vorbim de o recompensare până la urmă întregii munci pe care o depuneți, inclusiv dumneavoastră, colegii dumneavoastră, elevii și părinții până la urmă, pentru că este acel trio de care tot spunem noi de fiecare dată și care, iată, are și rezultate. Da. Ce înseamnă, de fapt, un astfel de, de premiu, un astfel de, o astfel de recompensă, până la urmă, pentru întreaga activitate? Sigur, dacă ne referim la școala noastră, această premiere, această distinție pe care am primit-o de la președintele României, reprezintă o recunoaștere a rezultatelor pe care școala noastră le-a obținut de-a lungul existenței sale și cred că cu această ocazie a fost premiată excelența în ceea ce facem noi aici în fiecare zi, elevi, profesori. Și sigur, așa cum... Vă avem aici în fotografie alături de Klaus Iohannis, așa cum am mai spus, distincția este adresată și foștilor profesori, foștilor elevi, pentru performanțele pe care le-au avut în atunci cât au funcționat în școala noastră, cât au fost elevi în școală și pentru ce au realizat după această etapă. Dumneavoastră foarte bine ați spus la început și am văzut că ați amintit cuvântul abandon școlar. Să știți că la Cotroceni nu au fost premiate toate unitățile de învățământ care au performat, care sunt în topuri, în clasamente pentru rezultatele remarcabile la olimpiadele școlare sau la examenele naționale. Să știți că au fost premiate școli care au reușit să reducă procentul de abandon școlar, să reducă semnificativ acest procent. Au fost premiate școli care s-au remarcat prin numărul mare de proiecte internaționale, proiecte Erasmus pe care le derulează. Deci au fost, putem vorbi de fapt despre rezultate în mai multe domenii.
Este și firesc, pentru că școala nu înseamnă numai studiul. Sigur, nu înseamnă numai olimpiade, sigur că da. Și atât, înseamnă sigur, mult mai mult. Sigur că da. O școală performantă este o școală care reduce semnificativ abandonul școlar. O școală performantă este o școală care are programe multiple pentru a reduce bullying-ul în rândul elevilor. Și din păcate chiar și consumul de droguri. Chiar și consumul de droguri de care derulează programe naționale și care au programe proprii pentru a sprijini și pe părinți și pe elevi. Sigur că da, pentru a sprijini părinții, elevii. Deci să știți că au fost prezente la Cotroceni 100, au fost reprezentanți a celor 101 școli din întreaga țară. Și ar fi bine aici să precizăm faptul că în cadrul aceleiași festivități a fost decorat și Colegiul Național Aurel Vlaicu din municipiul Orăștie, cu da. Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de ofițer și Școala Gimnazială Hadrian Daicoviciu din comuna Orăștioara de Sus cu Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Deci, iată, îi felicităm și pe cei de la cele două unități de învățământ, sigur, pentru că munca și munca lor, cu siguranță, a fost una destul de sigur acerbă pentru a avea rezultatele dorite. Sigur că da. Vreau să vă spun că au fost școli de toate tipurile. Au fost colegii naționale, au fost licee teoretice, au fost licee vocaționale, au fost școli gimnaziale, școli din mediul urban, școli din mediul rural, școli unde învață copiii cu deficiențe. Cunosc școala și sunt plăcut surprins și chiar foarte bucuros că președintele țării a premiat școala unde învață copiii nevăzători în Cluj, o școală foarte modernă, o școală care derulează foarte multe programe naționale și internaționale și iată că președintele cred și Ministerul Educației a dorit să aducă la oaltă toate tipurile de școli și performanțe cât mai diversificate și să le premieze. Deci, încă o dată vă spun, rezultatele obținute la olimpiade, la concursurile școlare, la examenele naționale, nu a fost singurul criteriu care a stat la baza acestor premieri. Probabil că unii se întreabă de câte ori poate primi o unitate de învățământ o astfel de distinție, da. Care sunt, mă gândesc, sunt anumite criterii, Colegiul Național de Cebal a mai primit astfel de distinții, da, din partea președintelui țării? Nu. Colegiul nu a primit distincții din partea președintelui țării. Deci este pentru prima dată. Eu am primit în calitate de profesor o asemenea distincție, dar o școală poate să primească, ați citit dumneavoastră că sunt 4 trepte, deci noi mai putem primi doar ultima distincție. Deci mai avem încă o treaptă, școala din Beriu mai are încă 3 trepte, școala din Orăștie încă 2, deci nu poți să primești în fiecare an sau mereu aceste distinții. A fost premiat anul trecut, dacă nu mă înșel, de Ziua Națională, tot o distinție, Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler, dacă nu mă înșel. Poate greșesc, liceul I.C. Brătianu din Hațeg. Exact. Deci în județ mai există premiat de către președinte unități de învățământ cu ordinul Meritul pentru Învățământ, doar 4 unități. Liceul din Hațeg,
școala noastră, liceul din colegiul din Orăștie și școala gimnazială din Orăștioara. Și pentru a trece mai departe și pentru a obține și acest ultim grad de care spuneați, ce vă propuneți să faceți în continuare? Cum veți aborda poate anumite situații acolo pe prima treaptă a podiumului? Aceste recunoașteri nu constituie un scop în sine și noi nu ne desfășurăm activitatea să obținem aceste diplome cu gândul aceste diplome. Nu pot fi premiate toate școlile din România care au rezultate bune și foarte bune la învățătură, concursuri, olimpiade, proiecte și așa mai departe. Important e noi să ne facem treaba aici în școala noastră, școala să fie recunoscută ca fiind o școală performantă, să fie recunoscută de către comunitate și cred că lucrurile merg într-o direcție bună. Procentele la examenele naționale, numărul premiilor obținute de elevii noștri la olimpiadele naționale și internaționale, cred că trebuie să menținem aceste standarde, aceste obiective și atunci lucrurile vor merge bine. Și să nu uităm că aveți elevi în cadrul colegiului care participă nu doar la o singură olimpiadă, poate chiar la două, trei discipline și timpul de pregătire este destul de scurt sau timpul între olimpiadele la care ei participă este destul de scurt și uneori chiar ne întrebăm oare cum reușesc acești copii să obțină și rezultate foarte bune la competițiile la care ei participă, pentru că nu este chiar ușor. Până la urmă sunt niște copii care își doresc să fie tot mai buni, care își doresc să aducă prestigiu și localității din care provin până la urmă, bineînțeles, și familiei, și profesorilor, dar și întregii comunități. Sigur. Noi beneficiem de elevi foarte buni. Și elevii buni, foarte buni din municipiu și nu numai, vin spre școala noastră pentru că noi suntem preocupați de performanță. Noi nu ne punem problema să nu avem abandon școlar sau să avem un procent peste medie pe județ la examenele naționale. Noi ne propunem să avem cât mai mulți elevi care se evidențiază la olimpiadele școlare, la județ și la etapa națională, să obțină cât mai multe premii și mențiuni la aceste etape, să reprezinte școala la olimpiadele internaționale. Ne propunem să avem rezultate la examenele naționale, procente de promovare peste 90%. Deci noi tindem înspre excelență în educație. Noi, sigur, putem să avem și alte rezultate, dar în primul rând acestea sunt obiectivele noastre. E mai ușor să luptați pentru a fi sau pentru a avea cei mai buni elevi sau elevi de top decât să luptați, cum se întâmplă în destul de multe școli, pentru a eradica abandonul, pentru a-i ajuta pe cei care consumă droguri sau alte stupefiante, pentru a-i ajuta pe cei care recurg la bullying. Poate că profesorii noștri sunt își orientează activitatea înspre performanță în primul rând, dar să știți că noi nu neglijăm celelalte aspecte de care dumneavoastră spuneați aici. Suntem foarte atenți să avem și programe care previn bullying-ul, care previn consumul de alcool, tutun, droguri. Suntem foarte atenți la un comportament decent, un comportament corect al elevilor noștri. Și foarte atenți atunci când identificați poate un anumit comportament inadecvat la unii dintre copii. Sigur că da. Acolo mai e clar există că e nevoie și de ajutor, de sprijin. Să știți că există și derapaje.
De multe ori mai ales în rândul adolescenților. Mai ales în rândul adolescenților și să știți că avem situații și în școală când există derapaje. Dar eu zic că știm să le gestionăm bine. Avem și doi consilieri școlari foarte preocupați și dacă apar situații de felul acesta le gestionăm, dar facem foarte multă prevenție. Consilieri însemnând și psihologi? Da, consilierii școlari nu sunt psihologi școlari. Ei au o pregătire asemănătoare, dar să spun așa, au anumite limite. Nu există cabinet psihologic în școală, ci un cabinet de consiliere și orientare. Practic de acolo ei sunt îndrumați în cazul în care este nevoie de un sprijin mai adecvat. Sigur că da, consilierul școlar are niște limite. El poate să deruleze programe de prevenție, poate să deruleze programe de consiliere în mai multe domenii. El se adresează nu numai elevilor, dar se adresează și părinților, dar și cadrelor didactice. Deci este de mare folos. Noi avem un număr mare de elevi, avem peste 1100 de elevi în școală și beneficiem de doi consilieri școlari. Deci împreună cu consilierii școlari și colegii mei profesori derulăm aceste programe. Sigur, ne preocupă consumul de droguri, care a luat o amploare destul de mare în rândul tinerilor și constatăm că e un public vulnerabil. Identificăm, să spun așa, copii care consumă droguri în comunitate și în societate și suntem foarte atenți încât să prevenim acest aspect. Avem activități extrașcolare care le oferim elevilor după programul școlar. Vrem să îi aducem, să îi readucem după masa în școală. Avem, așa cum știți foarte bine, cercul de robotică care, la care participă mulți elevi. Avem formațiile sportive care, de asemenea, la care participă elevii noștri și sunt foarte bucuroși. Avem o bază sportivă foarte bună. Avem ansamblu de dansuri, avem club de dezbateri, deci putem să oferim... Încercați să le atrageți atenția de la alte tentații, să spunem, și să îi îndrumați înspre lucruri care sunt benefice până sigur urmă, că da. Până la urmă, elevii din clasele a 5-a până la 7-a participă foarte mult la aceste activități, din clasa 9-a până în clasa 11-a, mai puțin elevii din clasa 8-a și a 12-a, care își pregătesc examenele. Probabil că mulți dintre ei au și început deja pregătirea, nu pentru examenii de clasa 8-a și a 12-a. Cu siguranță, chiar am constatat, discutând cu elevii din clasele a 12-a, că au renunțat la aproape toate activitățile extrașcolare și singura preocupare este examenul de bacalaureat și admiterea în învățământul superior. Și chiar am constatat că este adevărat acest lucru. Sunt foarte preocupați la clasă, știu exact disciplinele de examen, știu programa, au început să studieze, să recapituleze, cunosc modelele de subiecte pentru examenul național. Este un lucru bun, să știți că este o plăcere să lucrez cu elevii de la liceul Decebal, că vezi preocupați și ambițioși. Sigur că da, este o plăcere și știți, și dacă vrea să stăm deoparte, poate și ei sunt cei care
ne stimulează și ne mobilizează. Nu și se întâmplă prea des ca elevul să-și tragă dascălul de mânecă, să știți să ceară ajutorul. Aici la Decebal se mai întâmplă. Și nu-i refuzați, mă gândesc. Și nu-i rău, e foarte bine și îi apreciem. Elevii sunt dornici de performanță, sunt dornici să cunoască cât mai mult și atunci noi trebuie să facem față să le oferim. Am mai spus-o de foarte multe ori că nu-i ușor să fii profesor la Colegiul Național Decebal sau la o școală foarte performantă, pentru că solicitarea e foarte mare și trebuie să ții pasul cu cerințele elevilor, ale părinților, ale bunicilor. Depinde de situație. Da. Anul acesta a început, anul acesta școlar, cu o serie destul de lungă de modificări, de schimbări din multe puncte de vedere și în ceea ce privește ținuta elevilor și statutul elevului și nu numai. Cum v-ați adaptat acestor noi reguli, să spunem, noi și totuși vechi, pentru că multe dintre ele existau și înainte, doar că nu au fost atât de mult accent pus pe ele, poate. Da. Am să mă opresc asupra ținutei elevilor și să vă spun că am constatat că elevii noștri au o ținută decentă. Nu numai acum, după aceste reglementări, totdeauna au existat aceste reglementări. Elevii trebuie să aibă o ținută decentă, să aibă o ținută capilară, adecvată, sigur că da, în alte regulamente scria și de ținuta capilară, dar acum lucrurile puțin s-au mai modernizat, dar esența este aceeași. Elevii noștri au o ținută decentă. Sunt deci nu au extrem avut... de puține, să zic eu așa, derapaje pe care noi încercăm cu foarte mult tact să le aducem la normalitate. Dar sunt foarte puține cazuri în care elevii noștri poate întrec măsura. Vedeți, dar cei mai mulți, și în această situație minoritatea se supune cei majorității. Mai mulți, și atunci... Da, cei mai mulți elevi, procentul peste 90%, 95%, au avut și au o ținută decentă. Acest lucru ne bucură. Înseamnă că părinții sunt atenți la modul în care elevii se îmbracă, se pregătesc pentru școală. Dacă părinții nu sunt atenți la acest aspect și îl neglijează, atunci pot să apară aceste derapaje. Dar în cazul nostru, eu cred că majoritatea părinților sunt extrem de atenți. Sunt îmbrăcați curat, sunt îmbrăcați, sunt ordonați, nu avem extravaganțe, nu avem elevi să sară nou cu 20-30 de cercei prin buze, prin urechi, știu eu, vopsiți în fel și chip. Să știți că atmosfera nu este așa, este o atmosferă chiar plăcută și sunt atent la, petrec pauzele cu elevii, mă plimb pe coridoare, elevii la care predau eu, deci îi văd că sunt ordonați. Dar sunt și situații, sunt și școli unde profesorii trebuie să intervină. Și atunci, sigur, lucrurile puțin se complică, că apare familia și atunci... Care uneori este revoltată de decizia profesorului, opinia familiei nu coincide cu opinia școlii și apar aceste divergențe, lucrurile atunci se complică. Dar... cred că elevii trebuie să vină la școală să învețe, să aibă o ținută decentă, să aibă o ținută
modestă, ține de educația pe care o facem noi și, sigur, la școală nu vii cu cea mai elegantă rochie, nu vii cu cei mai eleganți pantofi. Și nici cu cei mai rupți trebuie, blugi. Da, și nici cu cei mai rupți blugi. Trebuie să știi când să folosești rochiile elegante, trebuie să știi să folosești blugii, trebuie să știi să folosești pantofii sport. Ține și acest lucru de educație. Noi discutăm aceste lucruri, dar rolul cel mai important îl are familia. Familia și probabil și școala. Și atunci, sigur, când ai în fața ta un dascăl care este preocupat de și educație, preocupat și, sigur, care are o ținută vestimentară, sigur, adecvată mediului, sigur, în care lucrează, cred, sigur, că acest exemplu, eu sunt convinsă și eu îmi amintesc și cumva m-a marcat învățătoarea care era în permanență impecabilă. Un costum, dar fustă, totuși un modestă. Sacou. Exact, exact. Lucruri care cumva te își pun așa amprenta asupra ta, nu atunci, mai târziu în viață, bineînțeles. Și știu că noi am mai discutat și vis-a-vis de comportamentul profesorilor, de modul în care trebuie să, sigur, se comporte nu doar la școală, ci și în viața de, sigur, zi cu zi, pentru că toate acestea se pot reflecta până la urmă și asupra elevilor. Sigur că da. Prin atitudinea noastră putem marca comportamentul elevilor noștri, sigur, în bine sau în rău. Sunt, de fapt, în această perioadă, știu că mulți dintre elevi se gândesc deja la vacanță, pentru că mai sunt câte 2 săptămâni, cred, nu? În ultima săptămână, da, din 1 vacanță. Octombrie, iată, va fi prima vacanță, pentru că vorbim de module, acum nu mai vorbim de semestre, trimestre la școală, sigur, și se apropie așa vacanța. Unii spuneau la început, când a fost reglementat și acest sistem, că prea multe vacanțe, prea puțină școală, ce ne facem? Acum aveți deja experiența unui an, un an cred că a fost, da, nu? Cu să module. Știți, da. E sau nu benefic pentru elevi acest Să știți mod? Că elevii au primit bine Sunt această convinsă. Structură a anului și noi profesorii. E nevoie, după o perioadă de activitate intensă, e nevoie de aceste pauze de o săptămână, de 5 zile, de acest repaus, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Numărul total al zilelor de vacanță nu s-a schimbat, nu s-au dublat zilele de vacanță. Orică sunt împărțite, dar astfel, ele au fost repartizate cam la interval de o lună și jumătate, poate chiar 2 luni de zile, dacă nu mă înșel, ultimul modul. Au fost repartizate încât să existe această perioadă de repaus după o perioadă îndelungată, spun eu, de o lună și jumătate de efort. Dacă mă gândesc în perioada în care aveam trimestre și începeam școala în 15 septembrie și mergeam în flux continuu până în luna decembrie și din noiembrie în decembrie începeam și tezele, da? Era ceva, mă tot întreb, oarecum am rezistat ritmului și elevii oarecum au rezistat fără aceste pauze. Acum există pauzele, eu spun că sunt binevenite și chiar am citit opinia unui psiholog care foarte frumos a explicat de ce e nevoie de aceste pauze după perioadele intense de pregătire. Sigur că elevii care nu depun niciun efort în o lună jumătate sau două în timpul modulelor, ei tot timpul sunt în vacanță și atunci, sigur, noi nu ne raportăm la cei elevi, ci ne raportăm la elevii care într-adevăr
depun eforturi și... Așadar, pus în practică, sigur, acest nou sistem și după un an, iată, în care ați prins așa experiență, să spunem, este mult mai bine așa, cu module. Eu sper că se va păstra și în continuare sistemul acesta cu module, cu vacanțele acestea scurte, menținând doar vacanța de iarnă și vacanța de Paști, o perioadă mai lungă. În rest, vacanțele de o săptămână chiar sunt binevenite. Pentru ambele părți. Pentru ambele părți. Și pentru profesori și pentru elevi. Să știți că și profesorii au nevoie de această perioadă în care întrerupt activitatea didactică. Te deconectezi. Da, te deconectezi, te liniștești. Asta se întâmplă și în cadrul profesorilor. În cazul elevilor e același lucru sau mai primești și teme în aceste vacanțe de câte o săptămână? Eu recomand colegilor mei să nu dăm teme pentru perioada de vacanță. Perioada de vacanță este de relaxare. Elevii pot să facă sport, să facă mișcare, se duc în excursii cu părinții, petrec zile împreună cu bunicii. Deci n-ar trebui să primească teme. Cei care nu pleacă în vacanțe la bunici sau în vacanțe cu părinții pot participa la acele acțiuni extrașcolare pe care le organizați sau se opresc pe timpul vacanței? Nu. Toată lumea merită pauză. Nu. Pot să participe. Cercul de robotică își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, deci acolo așa este organizată activitatea încât elevii noștri pot să vină și să deruleze activități. În rest, colegii mei profesori sunt în concediu de odihnă și activitatea școală nu e firesc până la urmă avem să fie pauza, să fie pauză. Pauză să fie pauză și pentru elevi și pentru profesori. Există și situații când urmează, de exemplu, competiții sportive imediat după vacanță, atunci profesorii pregăti de sport vin și fac antrenament cu grupele de performanță. Dacă există un spectacol sau ceva activități la care trebuie să participe ansamblu de dansuri, fac și ei repetiție, dar acestea sunt excepții. Da. Vacanța trebuie să fie și pentru elevi și pentru profesori. Până la vacanță nu mai este mult. După vacanța aceasta de o săptămână, la sfârșitul lunii octombrie, mă gândesc că mai aveți și alte activități pe care le desfășurați în cadrul școlii sau ne spuneți dumneavoastră acum ce mai pregătiți și poate alte proiecte pentru a dezvolta și mai mult unitatea de învățământ, deși e una de top la nivelul municipiului. Știți, noi avem foarte multe activități și încercăm să le diversificăm. Am spus că și cu alte ocazii că avem în gimnaziu, dar și în liceu, elevi foarte talentați care dansează, care cântă, elevi care provin de la liceul de artă din Deva, elevi care participă și la activitățile clubului sportiv municipal și pentru aceștia ne gândim să organizăm la începutul lunii decembrie, la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, un spectacol de muzică și dans. Ați văzut că avem dansatori, elevi, dansatori care au un palmares extraordinar și sunt foarte talentați și vrem să-i aducem în fața colegilor să danseze. E vorba despre dansul sportiv și avem elevi care cântă la pian, care cântă la vioară, la diferite instrumente și vrem să facem un
spectacol de muzică și dansă, punem în valoare abilitățile artistice ale copiilor noștri. Cât de frumos, pentru că trebuie cumva, și așa spuneam și la începutul emisiunii, și comunitatea să știe cât mai mult despre acești copii, acolo unde este cazul să-i și ajute, să-i sprijine sub o formă sau alta, pentru că se găsesc variante, soluții pentru a-i putea ajuta. Un alt eveniment cu răsunet este cel al nopții cercetătorilor. Avem și noi câteva imagini, o să îi rog pe colegii mei din regie să le difuzăm așa înainte de finalul acestei emisiuni. Curtea Colegiului Național Decebal e plină de fiecare dată când se organizează acest eveniment. Anul acesta ați reușit să aduceți mai multe și instituții, putem spune, care să le prezinte elevilor activitatea pe care o desfășoară, tehnica pe care ei o au, cu ajutorul căreia lucrează și desfășoară activitatea, și are mare succes acest eveniment. Acum 7 ani am început modest. Am avut ateliere de fizică, chimie, biologie. Cred că am avut și robotică atunci, dacă nu mă înșel, și am fost doar noi profesorii împreună cu elevii și am organizat acest târg de știință. Într-un cadru restrâns. Într-un cadru restrâns, a bucurat de popularitate evenimentul nostru, au fost elevi și în fiecare an am adăugat câte ceva, am reușit să diversificăm. Așa cum a spus, anul acesta a fost mai bine decât anul trecut. Am avut pe lângă standurile clasice invitați de la Poliția Județului Hunedoara, am avut laboratoarele mobile de criminalistică, am avut invitați de la Agenția de Protecția Mediului, laboratorul de analiză aerului, am avut de la APAPROD laboratorul mobil de analiză apei, am avut mașini electrice, am avut planoare, am avut se poate vedea și în imagini că sunt chiar din mai toate domeniile, tot ceea ce ține de cercetare. Din foarte multe domenii am adus și aparatura, am încercat să îmbunătățim acest târg de știință, să le arătăm tinerilor noștri că s-au făcut pași importanți. Nu aducem probe de apă în laborator și facem acolo analize, ci laboratorul se duce acolo unde este nevoie, ia probele și analiza apei se face pe loc, sau analiza aerului, sau... Da, pentru că mai nou județul Hunedoara are un laborator mobil pentru testarea. Sigur că da, și are și pentru analiza aerului, dar și pentru apă. Să știți că APAPROD are laborator mobil pentru apă potabilă, pentru ape industriale, are niște laboratoare mobile pentru a detecta scurgerile de apă din conducte, deci beneficiem de o tehnică înaltă în domeniile acestea. Deci tinerii noștri trebuie să știe că laboratoarele se deplasează, analizele se fac foarte rapid, se renunță la, sau s-a renunțat mai de mult la eprubete, așa cum le arătăm noi în clasă, că identificăm clorul din apa potabilă și facem un experiment și punem clorul de sodiu și punem azotat de argint și precipită și deja am depășit această fază, tehnica a evoluat și elevii noștri trebuie să cunoască acest lucru.
Poate la anul ne gândim ca acest târg de științe să îl scoatem din curtea școlii și să îl aducem în comunitate, poate aici pe platou acesta din fața primăriei din Deva, să organizăm un târg de științe și nu pentru că am duce lipsă de vizitatori, și anul acesta au fost foarte mulți vizitatori, dar și din afara colegiului, sigur nu că da, sigur că da. Am avut vizitatori și din afara colegiului, am avut părinți foarte mulți și ne-am bucurat că i-am adus, iată, a fost o modalitate de a interacționa cu părinții. Dar dacă ducem acest târg de științe în comunitate, chiar în punctul zero al comunității, atunci foarte multă lume va ști despre Colegiul Național de Cebal, va ști ce preocupări avem. Să știți că în cadrul acestui eveniment am avut și o campanie de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri. Și au fost foarte interesați și părinții, și elevii, și cred că acest eveniment și-a atins scopul. Aveți o colaborare bună și cu cei de la agenția... Avem o colaborare excelentă și cu Centrul Teritorial Antidrog și cu poliția județului Hunedoara în acest domeniu și ei sunt partenerii noștri. În ultimele două minute, cred, din această emisiune, sunt curioasă cum vor începe olimpiadele, domnule director, pentru că elevii, unii dintre ei, cum spuneați, se pregătesc acum pentru evaluarea națională sau pentru bacalaureat, însă mai sunt unii care se pregătesc pentru toate, și competiții, și olimpiade, și aceste examene. Da, într-adevăr, și așa cum am spus și dumneavoastră, sunt elevi care se uită pe grafic, imediat ce apare graficul și spune că eu aș putea să mă duc la olimpiada de istorie și la olimpiada de geografie, pentru că mie îmi place și istoria și geografia, dar dacă totuși există loc în calendar, atunci o să mă duc și la olimpiada de limba și literatura română. Nu se supra-solicită unii dintre ei, totuși? Să știți că avem elevi care participă la 3 sau 4 olimpiade. Am avut elevi care s-au calificat la etapa națională la 2 olimpiade. Elevi foarte performanți. Sigur, eu nu recomand o asemenea abordare, eu recomand o singură olimpiadă, o pregătire intensă pentru ea, o muncă orientată înspre un domeniu, nu să vânez și informatică și vânez și matematică, destul de greu, dar sunt elevi care reușesc să obțină premii la Olimpiada Națională și la matematică și la informatică. Da, într-adevăr, așteptăm și noi graficul elaborat de Ministerul Educației pentru desfășurarea concursurilor școlare. Se spunea că îl vom avea mai devreme decât în anii anteriori, dar olimpiadele sunt aceleași, pot să apară competiții noi, dar cred că concursurile clasice se păstrează și imediat după vacanța din luna februarie vor avea loc etapele locale și județene ale concursurilor pe discipline de învățământ. Până atunci se pregătesc intens, cu siguranță, până cei care știu deja pregătim. Care le sunt până direcțiile și unde pregătim. Doresc să participe. Deja echipele sunt făcute aproape pentru toate disciplinele de învățământ. Deci sunteți pregătiți în adevăratul sens al exact. Cuvântului. Da. Putem intra în luptă. Într-o luptă în care de cele mai multe ori iasă câștigători elevii dumneavoastră. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența și în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Să aveți o vacanță liniștită, ce să zic. Vă mulțumesc mult. Și dumneavoastră și elevii. Mult succes le dorim și elevilor, cei care se pregătesc acum sau au început pregătirea și pentru examene și pentru olimpiade și concursuri. Vă mulțumesc pentru atenție și dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi și vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!